Așa vorbesc numai în pauze. Elevii din clasa 1-a școlii generale numărul 15 din Timișoara, părinților au refuzat categoric predarea în limba maternă. A fost 21 de cereri, da, iar decizia inspectoratului a fost luată în urma solicitării lor de a nu se mai preda în limba română. Părinții spun că dacă micuții lor trăiesc în România, ar trebui să învețe la școală această limbă. Am cerut noi, părinții, să nu se facă limba română. Vorbesc acasă? Păi majoritatea vorbesc acasă, da. Am vrut să aibă o învățătoare în limba română și s-a schimbat și învățătoarea și profesorii, directori tot au fost de acord cu noi. Ar trebui să învață copii limba franceză, limba engleză, când o să fie mai mare, bineînțeles, ca să știe și ei limba engleză, ca să asta e universal. Încă o dată. O clasă cu predare în limba maternă ar salva unitatea de învățământ de la comasare, pentru că acum numărul de elevi nu este suficient de mare pentru o școală cu personalitate juridică proprie. Mai mulți profesori și personal auxiliar riscă să își piardă slujba. Demersurile noastre au fost oprite de acești părinți care cu jumătate de an în urmă și-ar dat să înscris interesul pentru astfel de clasă. Acum, în clasa 1, învață în limba română aproape 30 de elevi și toți aparțin etniei rome. Cum îți saluți părinții când te duci acasă? Socră. Și ce îți răspund părinții? Îmi spune stau. Acasă, în ce limbă vorbești? În țigănește. Românește. Între ei vorbesc țigănește. Dintre cei peste 200 de elevi de la școala generală numărul 15, 75% sunt romi.